Într-o zi de căsătorie în casa Domnului, cred că este potrivit mai întâi să-L binecuvântăm pe Domnul. Lui datorăm faptul că existăm, El ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Familia este instituția Lui principală pe care a creat-o la începutul umanității. Iar biserica este tot a Lui. Și împărăția care vine, tot El ne-o dă. De aceea, din toată inima să spunem, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Apoi, dintre noi, cei din tâi care trebuie să fie binecuvântați sunt cei doi. Domnul să-i binecuvinteze așa cum știe El, adică pentru veșnicie. Amin. Am venit cu drag la nunta sorei Denisa, pe care o cunosc din copilărie, de altfel și pe sora ei, pe frații ei, familia de origine. Este o fată care a făcut cinste bisericii noastre. Va mai mult, misiunea ei în Africa face ca să-i dăm o notă de 10 cu steluță. Din fericire am aflat lucruri la fel de frumoase și de spremire, așa că sunt constituite toate motivele ca să dorim din toată inima Dumnezeu să-i binecuvinteze. S-a citit din 1 Corinteni 13 despre dragoste și eu le pun acestea sub un titlu dintr-un singur cuvânt, la modul singular, nu plural, iubește. Și o să vedeți de ce spun iubește și nu iubiți. În primul rând vă reamintesc că porunca iubirii este familistă. Spune în Efeseni 5, soțul să-și iubească nevasta. Scrie în Tit 2, nevasta să-și iubească soțul și copiii. Și apoi scrie pentru noi toți, versetul acesta vi-l citesc în întregime, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, în continuare, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cum adică iubirea se leagă de cunoașterea lui Dumnezeu? Scrie în continuare. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el și mulțumim pentru aceasta. Amin. Aș vrea din cuvântul citit și nu numai din înțelesul Scripturii să vă spun trei lucruri care ne motivează să iubim cu adevărat. Scrie aici în 1 Corinteni 13 că poate cineva să vorbească în alte limbi, omenești, îngerești, poate să și profețească, poate să cunoască taine și să aibă multă știință și totuși să nu iubească. Pentru că a iubi, și acesta e primul adevăr care îl enunți, înseamnă a vorbi plăcut și cu bunăvoință întotdeauna. Pentru că se poate întâmpla să cânte cineva frumos, de exemplu, dar atunci când se supără, să nu fii pe acolo. Cum spunea un frate că lucra la un studio în Cluj și a venit o familie, sora, să înregistreze ceva cântări. Și cel ce mi-a povestit, se ocupa de partea tehnică, îi zice soțului ei, ce glas frumos are soția dumneavoastră de priveghetoare, la care acesta zice, da, uneori este ciocănitoare. Deci iată că se poate, așa cu paranteze, s-ar putea cineva să fie un bun predicator, dar nu întotdeauna să știe să fie amabil, că dragostea scrie aici că nu se laudă, nu se poartă necuvincios, dragostea are întotdeauna cuvinte alese. De-aș fi cântăresc pe creste, de-ar suia mea cântare, dacă-s mândru totul este, o ramă sunătoare. Orator ce la tribune mersul lumii le explică, râuri au în dicțiune, dar iubirea lor ce mică. Dragii mei, viața se începe cu declarații frumoase de dragoste, dar uneori vorba aceea, începem cu fir de mătasă și continuăm cu rafie. Și apoi când venim la adunare, iar mai băgăm un fir de mătasă și după aceea iar scapă un fir de rafie. Dar adevărata iubire
întotdeauna are un limbaj plăcut. Am auzit ce vă spun, de fapt am citit și într-o carte, că un soț a venit de la serviciu într-o dupămasă și soția lui spune: dragă, repede spalte pe mâini că am pregătit așa o masă într-un cadru rustic, că n-avem timp să mergem undeva în vacanță. El se duce, se spele pe mâini și spune: dragă, dar nu-i curent, dar hai, lasă repede că am pus eu lumânări și să nu se răcească mâncarea. Și au servit așa frumos, au adormit în pace. Și dimineața el se scoală să meargă la serviciu, dar îi spune: dar nu-i curent și nu pot să mă bărberesc. Și ea spune: lasă că te descurci, tu știi, ne-a debranșat de la curent că n-ai plătit factura. Și el zice: dar de ce nu mi-ai spus aseară? Aseară era închis și nu puteai să plătești. Eu ți-am amintit mai înainte, dar ai uitat, nicio problemă, plătește astăzi. Stimate surori, de se întâmpla și la dumneavoastră tot așa vorbeați, așa? Ei, dacă n-a fost nicio problemă, o să fie mai bine de acum, că Dumnezeu nostru întoarce pagina și uneori și capsează, ca să nu mai se știe ce a scris acolo. Să vă dau un exemplu din Scripturi, scrie în a doua împărați, la capitolul 4, că lui Elisei îi plăcea să găzduiască la o familie din Sunem și să se revanșeze. Zice: ce să fac pentru voi? Pun o vorbă bună la administrație? Și răspunde femeia asta, 2 împărați 4, versetul 13: eu locuiesc liniștită, n-am nevoie, n-am probleme cu nimeni. Știți, Dumnezeu a dăruit un copil, copilul acela s-a îmbolnăvit și îl trimite soțul de la ogor acasă. Copilul a murit subit și ea îl cheamă pe bărbat, versetul 22, și zice: trimite-mi, te rog. Și la Elisei a zis: domnule, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. El a zis: pentru ce vrei să te duci? Nu-i nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns: fii pe pace, auzi, să-ți moară copilul în timp ce era cu el la ogor. Și ea să spună: fii pe pace că tu ești acum cu treabă, lasă că asta rezolv eu. Să nu te agiți nici în cele mai critice momente, asta te ajută să vorbești frumos. Doamne, ajută! Degeaba scrie în Proverbe 31 cu 26 de femeia aia înțeleaptă, că ea deschide gura cu înțelepciune și rest slavă Domnului, că gura poate fi și închisă. Să ne ajute bunul Dumnezeu pe toți, dacă și femeile pot, apoi bărbații și mai și nu, să vorbească întotdeauna frumos. Doamne, dă-ne harul acesta! Un al doilea adevăr care îl desprind din textul acesta, scrie aici de la versetul 3: și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, ăsta e mare act filantropic, și totuși se poate să fie făcut fără dragoste. Pentru că, iată principiul în enunț, a iubi înseamnă a face bine în mod desăvârșit. Și asta e mare lucru, că spune Solomon Eclesiastul 7, că nu-i nimeni să facă bine fără să păcătuiască. Poți face un bine, dar din ăsta de anvergură, dar în urmă să te lauzi, să mustri pe cineva că l-ai făcut, să te gândești rău că uite l-ai făcut și acum nu știu să-ți fie recunoscători. Și unde, dacă nu în familie, este nevoie mai mult de bine? Zice la 1 Petru, capitolul 3, vorbind despre viața de familie, despre femei, versetul 6: faceți binele fără să vă temeți de ceva. Sau spune mai departe, versetul 13: și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Dragostea face binele în mod desăvârșit. Vă dau un exemplu. Un om ieșit de acum la pensie, care dispunea de o anumită capacitate financiară și copiii, s-au hotărât să facă un grajd pentru o femeie văduvă ce avea o văcuță. Acum era bucuros că l-a făcut. Dar după ce a terminat, visează într-o noapte că vine un înger și totul notează cine cât a dat, cât a muncit, dar a trecut o notă de subsol, n-a lucrat cu toată inima, a văzut că trebuie reparat și gardul și cotețul la găini, dar a zis: dă-l încolo, mai facă și alții.
Îngerul închide dosarul și dă să plece. Și el în vis după înger, stai! Și întreabă îngerul, n-am notat corect? Ba da, dar notează că vreau să fac și gardul. A face bine înseamnă să faci un bine desăvârșit. Așa face dragostea, Doamne ajută! Vă amintesc ca exemplu pe Iosif. N-a avut el motive să-i ajute întru totul pe frații lui. Și poate și dumneavoastră ajutați pe unii din țară, dar puteau, le spuneți, dar puteau și ei să muncească mai mult, sau de ce n-au venit și ei aici, de ce n-au, știu și ei cât am trudit noi. Auzi, nu știrbi binele care îl faci în familie, să spui soțului, păi, eu cât am muncit, cât am făcut, lasă binele să fie desăvârșit, scrie în Geneza 50, că au zis frații lui după ce a murit Iacov, versetul 17, iată păcatul robilor tăi. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea, au zis, nici să n-ai nevoie să-și ceară cineva iertare. Și le-a zis, versetul 19, fiți fără teamă, versetul 20, voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, 21, este superb. Fiți dar fără teamă, eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Când îi dai mâncare, să fie cu vorbă bună, ca să aibă poftă de mâncare și să fie toate plăcute. Fie astea binevenite în casele noastre, amin? Amin, amin. S-a întâmplat, ce vă spun, cu mult timp în urmă, undeva prin Asia de Sud-Est, potrivit obiceiilor de acolo, părinții decideau cine cu cine se căsătorește. Și uite așa, un tânăr chipeș s-a trezit pe angajamentul părinților că a avut lângă el o mireasă de care nu i-a plăcut. A repudiat-o din start și n-a vrut să iasă cu ea în societate niciodată. A fost și plecat multă vreme de acasă. În fine, au avut o fetiță și au trecut așa vreo 13-14 ani și el și-a pierdut vederea la un ochi. Avea nevoie, s-a dus la medici undeva în metropole de acolo, în Hong Kong, pe undeva, și a spus, ai nevoie de un transplant de cornee. Dacă se găsește un donator și ai banii necesari, vii pentru intervenția chirurgicală. A spus acasă și după un timp soția îi spune, auzi, până ai fost tu plecat, eu am tot economisit, am pus bani, uite, vreau să am un soț care vede bine. Și într-o zi primește anunțul că s-a găsit un donator. S-a dus intervenția, a reușit și merge fata să-l viziteze, abia acum 14 ani, și întreabă, poate să vină mama să te vadă? Nu! Știi că nu m-am expus cu ea în public niciodată. A venit acasă, era în convalescență și fata îi zice, uită-te bine la mama. Ce să mă uit la ea? Uită-te bine, te rog, tată. Când se uită, ea era donatorul corneii și brații care au stat încleștate 15 ani s-au deschis, a luat-o în brațe și a zis, tu ești o floare de aur pentru mine, nu te-am iubit, mi-ai făcut bine într-una și ai vrut să mă vezi, că eu văd, chiar dacă suferi tu pentru asta. De așa ceva este în stare dragostea, să facă un bine desăvârșit, să nu te mustre niciodată. Fie viața de familia noastră în felul acesta. După ce mi-a plecat soția la Domnul, deși ea spunea că am fost bun cu ea, că așa s-a rugat 7 ani când a fost fată să-i dea Dumnezeu un bărbat care predică să fie bun cu ea. Dar mie mi s-a părut că puteam să fiu mai bun. Da. Viața de familie este un vis. Atât. Dar să fie un vis plăcut în care faci binele dictat de dragoste. Iubește când vorbești. Iubește când faci ceva, când acționezi. Și în al treilea rând, spune aici în versetul 3, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, extraordinar, un fachir pe cui să sângeri morții, viața să o dedic, de a-și vorbi un om de îngeri fără iubire, sunt tot nimic. Pentru că dragostea adevărată este în stare să iubească
și când celălalt nu iubește. Poți să mor ca martir, dar să-ți fie ciudă, cum zice românul, pe cel ce te-a ars. Da, dragostea acopere totul. Niciodată nu se lasă, m-am jertfit pentru tine. Taci dacă iubești. Suferă totul, crede totul, nădăjduiește totul. Doamne, dă-ne o asemenea gândire și trăire. N-a spus asta Domnul Iisus în predica de pe munte, cum scrie detailat în Luca 6, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc? Spunea odată cineva, frate, la mine e greu că nevasta pe mine nu mă iubește, numai eu iubesc pe ea, zic, tu ești cel mai câștigat decât noi, mă. Că orice bine îl faci cuiva, scrie în Biblie că ai răsplată și pentru bar de apă. Știți că ați iubit dușmanul, scrie în Biblie și într-un singur loc, că e răsplata mare, auzi? Zic, tu o să ai cel mai mare salar în rai. A iubi când nu ești iubit, asta înseamnă de fapt să iubești. Și modelul suprem este Domnul Iisus Hristos. Dacă nu proceda El așa, n-aveam noi șanse de mântuire. În Scripturi, viața de familie e privită ca legământ. Legământul e diferit de contract. Contractul presupune contribuții bilaterale și dacă nu se respectă condițiile, poate fi reziliat. Legământ înseamnă o acțiune ai singure părți în favoarea celelalte, indiferent de ce face cealaltă parte. Cum a zis Rut, facă-mi Domnul ce o vrea. Dar deja ai făcuse ceva ce nu era convenabil, luase soțul. Era săracă lipită pământului. A pretins Naomi vreo condiție ca ea să meargă cu ea? O să unde te duci tu, eu mă duc, țara ta, poporul tău, să-mi facă și Dumnezeu ce vrea? Eu asta fac. Asta înseamnă a iubi pentru iubire, a iubi în mod necondiționat. Și închei cu ceea ce scrie în versetul 8, dragostea nu va pieri niciodată. Și dacă vrei să nu pierzi niciodată, iubește așa. Spunea soția fratelui Transocală că a avut un vis. Se făcea că se desfășura un covor așa, sul, dar se făceau din el trepte și urca spre cer și dintr-o dată s-a deschis cerul și a fost un cor de mirese. Și-a cunoscut surori plecate la Domnul și zice una, să nu te temi dacă treci prin cuptor sau prin tuneluri, să te grăbești să vii aici, că e o fericire de nedescris. Și privea și admira peisajul și asculta cântările și s-a încheiat visul cu cuvintele, ca și predica mea. O zis, dar să știi, aici nu ajunge numai cine iubește cu adevărat. Chiar dacă nu-ți va răsplăti soțul sau soția aici, dacă iubești cu adevărat, este un mire care te așteaptă. Iisus Hristos, Domnul. Te vei sătura de iubire pentru vecii vecilor. Învață să iubești. Amin.